Salutare și bine v-am găsit în Pisieria, eu sunt Mihail și astăzi discutăm despre primele 4 oferte de Black Friday pe bune de la eMAG. Sunt oferte anunțate de ei, mai multe oferte vor apărea mâine și dacă videoul ăsta face până mâine 100 de like-uri, vei face live de 12 ore despre Black Friday cu toate catalogele, cu toate ofertele și o să discutăm toată noaptea despre aceste oferte la toate magazinele online, nu doar de la eMAG. Link-uri pentru toate produsele de care vom vorbi astăzi sunt în descriere. Ok, aici avem un televizor LED Starlight, marcă proprie eMAG, de 100 de centimetri, Full HD, clasa A+. Clasa A+, este clasa de consum, adică are un consum destul de mic. Ca specificații, televizorul ăsta este într-adevăr Full HD, nu este Smart TV, deci să nu credeți că este Smart TV, dar puteți rezolva chestia asta foarte ușor cu un Media Box sau cu un Chromecast. Are 50 de Hz rata de refresh. Nu știu de ce are, deci toate panourile de televizor au 50 de Hz. Poate din cauza că suntem în Europa, I don't know. Are evident standardele de televiziune digitală și digital prin cablu și digitală terestră. Două boxe de 16W, n-aș paria foarte mult, poate are un sunet bun, cine știe. Clasa A+, consumă 70W. Ok. Da. Aici sunt dimensiunile, cu ce vine în pachet, baterii, cablu de alimentare, telecomandă și un manual de utilizare. Pentru, acum vă spun prețul. Pentru 499, e un deal bun, deși din ce am auzit eu, așa mi-a șoptit o păsărică, la flancă vom avea televizor Philips la 500 de lei, Full HD de 80 și eu zic că Philips e mai bun. Starlight e o marcă bună, adică sunt televizoare ok, cinstite, dar nu extraordinare. El zice că 1399, aha, da. La 1399 deja ții 4K de la Samsung, de 108. O să vorbim și despre 4K la Samsung, o să avem acolo o ofertă destul de interesantă. Mergem mai departe. Cei care faceți școală online, sigur aveți nevoie de laptopuri. Sau știți pe cineva care are nevoie de un laptop pentru un copil sau pentru voi sau eu știu ce fel de laptop și pentru cine. La Black Friday va fi un laptop la 799, adică ăsta, cu procesor Celeron 4000, 15.6 inch HD, un laptop cinstit, nu rupe gura târgului. Nu e nici măcar ecranul Full HD. Procesorul este dual core, dar e un laptop decent, mai ales în vremurile astea când laptopurile s-au scumpit foarte mult. Nu știu dacă ați urmărit piața de laptopuri, dar odată cu explozia aceasta de muncă de acasă și cu explozia de copii care merg la școală online, nu se mai duc fizic, da? Și toate chestiile astea, a crescut cererea de laptopuri ieftine. Laptopurile mai scumpe au rămas la prețurile lor obișnuite. Dar laptopurile ieftine s-au scumpit, adică au devenit mai puțin ieftine, pentru că e cerere și atunci când e cerere multă, crește prețul. Nu știu ce să zic de deal, apare interesant dacă mi-ai pune și un SSD, dar oricum o să se miște destul de lent în afară de Office și poate YouTube. Dar la prețul ăsta, ținând cont că nu avem laptopuri mai ieftine, dacă ne uităm la laptopuri, nu cred că o să găsim chestii mai ieftine, adică poate ceva refurbished, dar după cum vedeți, uitați-vă și voi, fără să aplic un filtru, avem deja de la 1300 și văd că este 1500. Oare să fie și ăsta la Black Friday de out of stock? Nu știu, eu o să vă pun link către ambele laptopuri și o să vedem care și cum e oferta. Salvați-le la favorite și dimineață le scoateți pe cel pe care nu l-a băgat eMAG în ofertă. Ideea e că trebuie să fiți foarte rapizi, foarte, foarte rapizi. O să discutăm în live-ul de mâine seară despre treaba asta. V-am zis, dacă facem 100 de like-uri la video ăsta până mâine seară, facem live cu treaba asta de Black Friday, că e o mare nebunie. Mai departe, mergem nu la telefon, ci mergem la televizorul Samsung 4K, care, după părerea mea, este un deal bun. 4K și costă cât? Cât ați zice? Vă las două secunde. 999. Costă 999 de lei, adică 1000 de lei, e preț psihologic, 4K HDR, HDR 10+, Tizen OS, mi-ar fi plăcut să aibă Android, dar Samsung ține foarte mult la sistemul lor de operare, nu știu de ce ține foarte mult la sistemul lor de operare,
N-are vreun sens, da, mă rog. N-are Android TV. Dacă ar fi avut Android TV, cred că mi-l cumpăram și eu. Este foarte, foarte mișto. Evident, o să se vadă bine jocurile pe el, dar n-are rată de refresh mare, doar 50 Hz. Da, e ok. Pentru funcția de televizor, pentru Netflix, pentru HBO Go, pentru Amazon Prime, pentru YouTube, este foarte, foarte bun și eu zic că merită toți bănuții. El concurează, dacă vă uitați aici, cu televizoarea de la Horizon. Pe bune? Da? Adică el concurează cu unul de la Horizon. Bine, și cu un LG, care și ăsta s-ar putea să fie în ofertă, dar nu știm sigur. De asta știm sigur. Dar, sincer, adică dacă ar fi să aleg între ăsta și ăsta, vă dați seama ce aș alege. Adică Samsung versus Horizon. Nu știu dacă Horizon nu are HDR 10, pe bune acum, este în specificații. Nu zice. A, da, are HDR 10. Dar nu are HDR 10 Plus. Nu. Ăsta este Best Buy la 999. Sigur, nu o să fie bun pentru jocuri sau bun de folosit ca monitor, pentru că are rata asta de refresh de 50 Hz doar. Dar, na, ca televizor va fi un deal bun. Un televizor bun. Și la piece de résistance, crème de la crème, cea mai șmecheră reducere, telefonul care o să se vândă ca pâinea caldă până când o să dispară într-o secundă, și anume Oppo A12. Da, mă gândeam că o să fie la Black Friday Samsung A10 sau A01 sau nu, anul ăsta avem un Oppo. Se pare că cei de la EMAG au negociat cu Oppo, mă rog, cu importatorul Oppo și au scos telefonul ăsta la suma de 199 de lei. Și la 199 de lei copii, băi fraților, adică, da, deal interesant, deal foarte interesant. Specificațiile nu rup gura târgului, nu este un telefon care să zici wow, știți, ceva wow, dar e un telefon cinstit pentru un copil, pentru, eu știu, cineva care are nevoie de un telefon secundar, pentru cineva care... Sunt tot felul de use case-uri, tot felul de oameni care au nevoie de, dintr-un motiv sau altul, un telefon de genul ăsta. La 200 de lei, da, hai să uităm un pic pe specificații, să vedem ce specificații are. Android 9, am poți să te plângi la banii ăștia, pe bune, adică, știu, Android 11 e pe țeavă, unele telefoane deja l-au primit, dar totuși, e Android 9 și e bun și ăla. Are un procesor MediaTek Helio P35, cu 8 nuclee, iar MediaTek, mare belea nu e, 4G, are 4G, nicio problemă nici acolo, nu mă deranjează deloc, că doar 4G, 5G, unde apărut? Adică eu n-am prins niciodată semnal 5G și am telefon 5G, nu văd. Are Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS. E apărut în 2020. Are un IPS cinstit, n-are vreun ecran din ăla cum erau pe vremuri niște tienuri obosite, doamne cum se vedeau. Da, 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM, numai bun, credeți-mă, numai bun telefonul ăsta. Nu e, încă o dată vă spun, nu este ceva wow, dar e ceva cinstit. E ceva cinstit, probabil are un CalOS sau ce sistem de operare ar fi având el, dar are și un telefon bunicel. Uitați-vă și voi pe review-uri, pentru 200 de lei, sincer, mai bun decât Samsung-ul de anul trecut. Nu cu mult, dar e mai bun. E un telefon decent. Și dacă pui în ecuație prețul, e chiar că 200 de lei. Cu 200 de lei, sincer, nu poți să-ți cumperi și măcar o carcasă originală de iPhone. O carcasă originală de iPhone. Dar aminte, un telefon. Da, și probabil la 200 de lei o să mai fie și alte telefoane în zona aia de 200 de lei, dar nu vor fi din astea, vor fi probabil de la branduri românești sau branduri mai puțin cunoscute, dar da, eu zic că merită. Eu zic că merită și dacă nu aveți așteptări foarte mari, va fi un telefon care o să se ridice la nivelul așteptărilor voastre. Adică pentru YouTube, pentru Facebook, pentru Messenger, pentru Skype, pentru Zoom, uite, pentru Zoom, pentru Zoom telefonul va fi suficient de bun. Dacă nu o să facă profa screen sharing, că s-ar putea ca rezoluția ecranului să vă încurci un pic la citit texte mici. Na. Dar, în rest, eu zic că e o alegere foarte, foarte bună și prețul este bun, 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 bun de tot. 199. Bateria, am uitat să zic de baterie. 4000 și ceva de miliamperi. O să țină o zi fără probleme, o să ducă zoom fără niciun fel de problemă. Eu zic că o să se vândă telefonul ăsta în prima secundă. Păi cine o să-l cumpere? Cei cu copii care fac de treburi pe Zoom, care fac ore pe Zoom, cei cu Uber probabil, care vor GPS, nu? Vor să pună aplicația Uber pe un telefon și cei care pur și simplu vor un telefon secundar. Și la cum îmi spune mie intuiția că vor fi ori 100, ori 200, ori 500 de bucăți, în niciun caz 1000, dacă vor fi 1000,
deja va fi wow. Ăsta o să se vândă până când o să putem noi să clipim. Deci după ce am terminat noi de clipit, telefonul e de mult vândut. Deja e la curier până o să clipim noi. Dar da, ce să zic, oferte interesante, sunt primele 4 oferte. V-am zis, dacă video-ul ăsta face 100 de like-uri, m-am motivat și pe mine să stau 12-13 noaptea viitoare și să facem live stream special de Black Friday. Dacă vreți chestia asta, dați acolo like-uri, la 100 de like-uri anunț live stream-ul. Cam asta a fost, eu am fost Mihail, v-am fost în pisieria, să aveți o zi frumoasă, la revedere!